Dragilor, iată-ne la o nouă întâlnire la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Arată că-ți pasă. Iată, e o săptămână plină, luna iubirii, luna februarie, viața de cuplu este foarte complexă și are foarte, foarte multe aspecte. Noi încercăm prin materialele video pe care realizăm cu invitații noștri, cu specialiștii noștri, psihologi, psihoterapeuți, să abordăm cât mai multe aspecte ale vieții de cuplu, a relații de cuplu și, bineînțeles, să venim cu cât mai multe răspunsuri la întrebările pe care voi, cei care ne urmăriți, cititorii noștri, întrebări pe care vi le puneți. Astăzi, alături de noi, și este o mare bucurie pentru mine, este prietenul meu, Andrei Vulpescu, psiholog, autor, blogger de relații și vom discuta pe marginea cărții Ghidul căsniciei, îndrumări pentru cei căsătoriți sau aflați într-o relație, de Harriet Lerner, o carte publicată în colecția Pas în Doi. Și pentru că, bineînțeles, nu avem atât de mult timp la dispoziție să luăm și să întoarcem pe toate fețele problematica vieții de cuplu, pentru că, într-adevăr, sunt, cum spuneam, foarte multe aspecte, ne-am gândit astăzi să vorbim despre nevoi, cât de importante sunt nevoile și mai ales exprimarea emoțiilor și satisfacerea reciprocă a nevoilor într-un parteneriat de cuplu și să vedem apoi ce anume duce la infidelitate, câte tipuri de infidelități sunt și, așa cum spunea într-o postare Andrei, nimeni nu pleacă dintr-o relație care este funcțională. Andrei. Pentru a putea vorbi despre nevoi, trebuie să înțelegem faptul că într-un cuplu sunt doi. Deci două seturi de nevoi, două universuri de nevoi. Ceea ce înseamnă că ambele nevoi și seturi de nevoi trebuie să fie împlinite. Pentru că dacă doar un set de nevoi este împlinit și celălalt nu, deja avem conflict. De altfel, se și spune și este și un adevăr că majoritatea conflictelor au în spate o nevoie neîmplinită. Ori dacă noi am fi atenți în momentul în care intervine o situație conflictuală și ne-am păstra în fereastra de toleranță și am putea să rămânem calmi și să ne ducem către celălalt cu întrebarea, ok, care este nevoia ta? Că înțeleg că există o oarecare stare de irascibilitate. Ești un pic, te simt că ești puțin nervoasă sau nervos, mă rog. Poți să-mi spui ce nevoie ai de la mine, cu ce te pot ajuta, în momentul ăla șansele ca acel conflict să escaladeze se reduc considerabil, pentru că celălalt va fi obligat să-și exprime acea nevoie. Iar eu deja mi-am deschis oferta de a fi acolo. Drept urmare, eu am spus, ok, hai să nu ne enervăm, hai să discutăm despre asta, eu sunt aici cu scopul de a asculta și de a înțelege care e nevoia ta și să văd cum pot să o pun în practică, cum pot să o împlinesc. Păi uite, știi, am nevoie să mă mai ridici din sarcinile de pe umeri, sarcinile casnice. Ok, în regulă, hai să vedem. Ce ar trebui să fac eu astfel încât tu să consider că e ok, că nu mai ai atât de multe sarcini? Păi uite, spre exemplu, să dai cu aspiratorul să speli vasele după ce mănânci. Ok, am înțeles, e regulă, o să încerc să fac chestia asta. Vezi, deja nu mai există conflict. Deja există doar atenție și cointeresare și o comunicare pe un plan care nu are niciun fel de ieșire în hiperexcitare sau în hipoexcitare, astfel încât să fim nevoiți să apelăm la răspunsuri automate la stres. Nu mai e asta. Noi suntem în acel plan în care putem să discutăm unul cu celălalt calm, chiar dacă uneori nu este confortabil, nu? Că nu este confortabil ca celălalt să înceapă să-ți spună ce-l deranjează, da? Nu întotdeauna, nu toți avem capacitatea să înregistrăm asta calm și cu tact, ca să zic așa. Mai mult decât atât, nici nu avem capacitatea de a comunica și de a transmite lucrurile astea. Și în loc să spunem, băi, uite, eu mă simt obosit și simt că nu mai pot să duc atâtea, am nevoie de o pauză, și ăla să spună, ok, bun, hai să discutăm despre asta, pot să te ajut cu ceva, pot să fiu alături, pot să, da? Deci, în momentul în care eu folosesc acest I feel statement, eu spun cum mă simt eu,
nu mă simt, nu spun tu niciodată. Că aia deja am dat-o în critică și s-a terminat. Iar cu bărbații este complicat, că bărbații au din start toleranță scăzută la critică. Deci tu spui că te simți într-un fel și atunci eu mă simt obligat să vin cu această reciprocitate și să mă interesez despre asta, să văd, ok, pot să te ajut cu ceva? E ceva în legătură cu mine? Știi? Deci noi vorbim despre cum mă simt într-o situație, nu cu tine. Aici e o problemă, pentru că bărbații de obicei se activează foarte tare în momentul în care își dau seama că femeile de lângă ei sunt nefericite cu ei. Ei nu sunt nefericiți cu relațiile în sine, ci sunt nefericiți cu faptul că își dau seama că femeile sunt nefericite lângă ei. Asta e o mare problemă. Și atunci ar trebui să cumva să învățăm să putem să ne și comunicăm nevoile, dar și să le îndeplinim. Da? Iar asta ține și de încredere. Asta se leagă cu încrederea. Nevoile se leagă cu încrederea. Pentru că dacă tu stai într-un cuplu și folosești tehnicile astea destul de simple de apropiere și de feedback și de reciprocitate și începi să zici, ok, bun, n-am știut că ești atât de obosită pentru că, iată, și eu muncesc destul de mult și poate nu sunt atent, îmi pare rău, vezi, deja am folosit și repararea, dar în regulă am notat și o să încerc să fac și evident pui și în practică chestia asta, atunci partenerul va fi relaxat în continuare și va spune, bă, uite, ok, pot să am încredere că îmi ține spatele, pot să am încredere că e acolo când am o nevoie, da? Pentru că, iată, e receptiv și chiar e acolo. Dar în momentul în care tu spui, iar încep cu ale tale, că e numai în capul tău, lasă-mă în pace, că nu mă interesează, astea sunt probleme de femeie, nu sunt probleme de bărbat, deja s-a rupt comunicarea și s-a rupt și încrederea odată cu ea. Crezi că asta în ține... În momentul în care s-a întâmplat, asta e la revedere. Crezi că asta că ține... Iartă-mă o secundă, tu arăți partenerului sau partenerei că tu nu ești acolo când are o nevoie. Exact. Crezi că asta ține de o inteligență emoțională și relațională a cuplului? Pentru că așa cum bine ai punctat tu la început, când vorbim despre nevoi, vorbim despre nevoile partenerului, despre nevoile partenerei și despre nevoile relației. Și de cele mai multe ori oamenii, să spunem, inteligenți din punct de vedere relațional și emoțional, ajung la o formă de compromis, poate la o formă de negociere, pentru că aici ce ar avea de câștigat? Relația. În momentul în care ambii se gândesc la binele relației, s-ar putea să mai lase din... Da, dar pentru a înțelege asta trebuie să înțeleagă un lucru înainte. Și anume faptul că stările influențează relația și trebuie să aibă foarte mare grijă de aceste stări. În momentul în care noi avem grijă să rămânem în această stare de calm, în această stare în care putem să și gândim, să și simțim în același timp, să putem să gestionăm stres și provocare în viața noastră fără să fim nevoiți să ajungem la răspunsurile alea automate la stres. Luptă, fugă, colaps, freeze, cry for help și attachment sau mai știu eu ce, da? Sau pleasing, de exemplu, că sunt people pleaser destui. Astea sunt 6 reacții automate la stres. Da? În momentul în care stăm în această fereastră de toleranță, cum îi spune Dan Siegel, sau zona optimă de funcționare, da? Așa, atunci lucrurile nu ajung să escaladeze și tu poți să și simți, să și gândești în același timp, deci poți să planifici, să găsești soluții, să fii jucăuș, să rămâi în zona aia de, hai să-i spunem, de iubire, da? În acel climat. Ori asta, în momentul în care tu o înțelegi, tu poți să-ți dresezi intențiile încă de la prima oră a dimineții, da? Tu poți când te trezești să stai și să te gândești, ok, ce vreau eu azi de la relația mea? Dincolo de care sunt nevoile mele, ce vreau eu de la relația mea? Pentru că e clar că și partenera are un set de nevoi ziua respectivă. Uite, să-ți dau un exemplu. Să presupunem că are o zi grea. Să presupunem că eu, psiholog sau consilier sau cum vrei tu să-i spui, lucrez cu 11 oameni într-o zi. Evident că nu prea mai ai nici creierul limpede și nici cuvintele la tine după o zi de asta. Drept urmare, singurul lucru pe care nu ți-l dorești când vii acasă este să intri într-un tir de critici. Da? Pentru că știi că se va întâmpla o prostie.
știi sigur că se va ajunge undeva aiurea. Și atunci tu spui, ok, eu îmi doresc să am un climat ok în relația mea, ceea ce înseamnă că încă de dimineață am grijă cum vorbesc cu partenera mea, cum o îmbrățișez, să fiu alături și așa mai departe, după care pe parcursul zilei la fel să întrețin un climat ok, da? Iar seara, dacă ajung acasă și sunt epuizat, să am capacitatea să-i spun, iubire, uite, sunt rupt de oboseală, dacă e ceva important, hai să facem un pact, hai să vorbim mâine. Astăzi n-am creier pentru așa ceva, iartă-mă, înțelege-mă, e tot în regulă. Și celălalt să poată să facă chestia asta, da? Și atunci trăim conflictele din fașă, înțelegem exact ce se întâmplă astăzi. Și trăim astăzi, nu mâine, nu ieri, nu alaltă, ieri, nu acum 4 ani, da? Și făcând exercițiile astea, deja intră cumva într-o rutină și ne dăm seama că, băi, stai puțin. Noi, de fapt, ne-am educat obiceiul de a avea grijă unul de celălalt și de nevoile celuilalt. Uite, am și eu nevoie să mă țin în brațe 5 minute. Ok, perfect, vino în pace. Da? Uite, am și eu nevoie de jumătate de oră că vreau să urmăresc o prelegere sau, nu știu, ceva pe internet sau... Bun, în regulă, nu e niciun fel de problemă. Nu vin în jumătatea aia de oră peste tine să bag bățul prin gard și să te agit, astfel încât la un moment dat tu să închizi la minutul 23 filmulețul, deja nervos că n-ai mai înțeles nimic din filmul acțiunii. Nu contează ce acțiune e, da? Nu știu, te uiți la ceva, pătet, nu știu, să zicem, da? Sau faci un curs, sau citești ceva, sau scrii ceva, sau nu știu, da? Cum ar fi ca celălalt să tot vină să te râcăie, arătându-ți foarte clar că nu este interesat să te lase să-ți faci activitatea respectivă, deci nici nu consideră că este importantă, deși tu consideri că este importantă. Vezi cum e cu nevoile. Sunt niște chestii simple și se întâmplă foarte des în cupluri lucruri de genul ăsta, și mai care ales, pot fi ușor evitate. Și mai ales făcând apel la memorie și la o altă, să spunem, postare pe care eu am văzut-o la tine, faptul că trebuie să ne exprimăm cu subiect și predicat nevoile, pentru că celălalt nu este ghicitor în stele. Da? Apropo de simt nevoia 5 minute să mă țin în brațe, da? Și poate să vină critica, dar tu nu știi care sunt nevoile mele, dar de fiecare dată trebuie să spun eu că simt nevoia să faci ceva pentru mine sau să mă țin în brațe? Da. Pentru că eu nu am de unde să știu ce nevoie ai tu în momentul ăla. Poate tu ai nevoie în momentul ăla ca eu să deschid o sticlă de vin și să-ți torn un pahar, dar eu n-am de unde să citesc chestia asta. Și atunci e normal ca tu să-mi spui mie, iubire, știi, mi-e poftă de un pahar cu vin. Ok, în regulă, e niciun problemă. Mă duc la bucătărie, ți-aduc un pahar, deschid o sticlă, îți torn un pahar, e în regulă. Sau îmi torn și mie, nu e nicio problemă. Dar măcar știu, pentru că mi-ai zis. Dar cum ar fi ca eu să am nevoie de la iubita mea să mă țină în brațe și eu să nu-i spun asta și tot eu să mă enervez? Că n-a văzut. Păi de ce să vadă? Adică eram un gatul pe canapea. Bă, de unde să știe că eu am nevoie să... N-are de unde să știe. Deci este absolut normal. Dar vezi, intrăm într-o distorsiune destul de complicată pe care mulți o facem. Avem senzația că dacă iubim, știm sau simțim. Nu e adevărat. Este o mare eroare asta. Da? Dacă mă iubește, intuiește ceea ce gândesc eu. Niciodată. Se și spune de altfel că în relațiile unde oamenii sunt foarte apropiați și când discută foarte mult, ceea ce aici iar este cumva o zonă de, cum să zic, discutabilă. Și fac o mică paranteză. Vedeam într-un curs al lui John Gottman, cita un studiu american care spunea că, mă rog, cuplurile discută 35 de minute pe săptămână. Atenție, asta înseamnă 7 minute, 8 minute pe zi. 5 minute pe zi. Că sunt 7 zile. Da? 5 minute pe... Bă, 5 minute! Noi discutăm deja de vreo 12. Și am spus totuși niște chestii. Deci cuplurile discută 5 minute, iar cea mai mare parte a acestor 5 minute se desfășoară în jurul discuțiilor despre liste. Deci, de unde disponibilitatea emoțională? De unde comunicarea nevoilor dacă se vorbește atât de puțin? Și eu fac pareu că și în România e la fel. Și aș vrea să fac o cercetare pe tema asta, să văd. Mă, bune, cât discutați voi, mă, acasă și despre ce?
Cum arată o zi a unui cuplu din România? Dacă mai punem și copii, deja se complică și mai tare lucrurile, da? Și chiar se corelează bine, pentru că vedeam un studiu românesc de data asta care spunea că părinții petrec 6 minute pe zi cu copiii. Deci vezi, cam tot acolo e. Ceea ce este posibil ca din alea șase minute să fi tăiat din comunicarea lor. Deci, corect, sau părinții să se certe în alea 5-6 minute tot pe problematica copiilor. Sau așa. Mai mult decât atât, mai este o eroare. Să credem că noi în relații suntem disponibili emoțional 100%. E o altă eroare asta. Nu e adevărat. Și aici s-au făcut niște cercetări și se pare că cifra ajunge maxim la 25%. Da? Și în unele cazuri poate să urce la 50% în momentul în care cei doi sunt conectați, ceea ce, mă rog, nu știu de câte ori se întâmplă. Deci ar fi interesant să fim atenți cumva la lucrurile astea și să ne putem da seama că în relațiile noastre există o plajă suficient de mare să apară tot felul de situații, tot felul de boacăre, tot felul de tâmpenii, da? Care necesită reparare. De asta spun că este absolut obligatoriu să ne exprimăm nevoile. Băi, în seara asta vreau să merg la restaurant. Ok, beton, nu e nicio problemă. Eu dacă nu simt nevoia să merg la restaurant, eu înțeleg că este foarte important pentru tine și merg cu tine. Da? Asta nu este nici compromis, nici negociere. Asta înseamnă să fii atent la celălalt. De ce? Astfel încât să nu ajungem într-o zonă de conflict care poate dezechilibra relația noastră. Data viitoare, când celălalt îmi spune un lucru, nu știu, ce facem, ieșim în weekendul ăsta și tu îi spui, băi, eu să-mi rup două buzele, hai să stai și acasă, că și așa nu pierde nimic. Și celălalt va spune, ok, nu e nicio problemă. Nu, ni s-a întâmplat în relație și n-a fost nicio problemă. Da? Și nu simțim că am ratat ceva, nu simțim că s-a întâmplat ceva. Pur și simplu am crescut prin asta încrederea unul în celălalt. Suntem acolo atunci când avem nevoie. Altfel, lucrurile tot patinează în tot felul de direcții. Deci da, în momentul în care ne dorim un lucru, în momentul în care avem o nevoie, este obligatoriu să ne o spunem și să o transmitem celorlalți, nu ca ordin. Atenție, că este foarte important și asta. Nu ca ordin, nu ca ultimatum, dacă nu faci aia, te părăsesc. Sau dacă nu faci aia, ia-ți bagajele și pleacă la maică ta și chestii de genul ăsta. Că asta nu mai este exprimarea nevoilor, asta deja este o rupere a relației. Din modul în care te adresezi celuilalt. Nu, pur și simplu să-i spui, băi, am nevoie de puțină afecțiune. Știi că se și poți să fii mai clară ce înseamnă puțină afecțiune? Păi te vreau să mă iei puțin în brațe. Că poate cineva consideră afecțiune cuvintele și să spună, uite, vreau să-mi spui și mie niște cuvinte frumoase. Că sunt cumva într-o zonă de-asta obosită și de neîncredere și vreau să mă ridici un pic. Ok, nicio problemă. Dar trebuie să fim cât de cât clar. Știi că, conform unor studii, se și spune că cuplurile se ceartă doar 10% din certuri au loc din lucruri mărunte, care țin de activitățile imediate, dar de fapt 90% sunt lucruri care sunt ținute acolo, emoții reprimate, transformate într-un soi de furie sau chiar de mânie din asta mognită, poate nu doar luni, poate chiar ani de zile, da? De alea sunt resentimente. Exact, de frustrare. Alea sunt resentimente și știi cum se adună? Se adună. Se adună foarte simplu. Din teama de a nu-l pierde pe celălalt sau din teama de a nu pierde ceva, evităm. Paradoxul este că cu cât eviți mai mult, cu atât îl amplifici mai tare. Și exact asta se întâmplă. Și în relație există foarte, foarte multe resentimente, foarte multe adevăruri nespuse, care în momentul în care prind un teren fertil, și anume o zonă de conflict, ai văzut ce se întâmplă. Oamenii aruncă toate cărțile pe masă, toate topoarele, toate scuturile, toate rachetele le folosesc acolo. Am pus o întrebare acum câteva zile și am zis așa, atunci când te cerți, mai ții cont de faptul că persoana aia din fața ta este persoana pe care o iubești? Să știi că paritatea a fost 60-40, ceea ce e destul de trist. 60 au spus că da. Teoretic aș considera că există un procent acolo care au spus că da așa, de opa. Deci probabil că e undeva cam
bară-bară, cum se spune. Deci cam 50-50, ceea ce înseamnă că unul din doi oameni nu ți impun de faptul că celălalt este persoana pe care o iubește. Deci ce face? Distruge relația. Și cred că are sens. Dacă ne uităm în ce se întâmplă în realitate, are sens. Este un barometru cât se poate de rapid de a pune pur și simplu o întrebare să vezi care sunt reacțiile. Asta sunt reacțiile și asta se întâmplă. Nu e suficient să te uiți în cercul de prieteni, să te uiți în jur, să vezi că exact cam astea sunt modurile în care oamenii comunică. Mai degrabă destructiv decât constructiv. Revenim și atunci despre ce facem cu nevoile? Cine ni le împlinește? Și vezi, aici ajungem și intrăm în discuția a doua, cu infidelitatea. Exact. Că și aia poate fi o împlinire de nevoi. Nevoia de a fi ascultat, nevoia de a fi apreciat, nevoia de a fi iubit, nevoia de a fi, nu știu, validat, dacă vrei. Toate chestiile astea pot să fie regăsite inclusiv în zona infidelității, nu doar sex. Poate fi și asta, evident, dar nu doar asta. Nevoia de comunicare, nevoia de joacă, nevoia de timp petrecut în calm și în bine. Sunt multe care se pot împlini în afara relației de bază. Că nimeni nu se duce de nebun să fie infidel. Poate doar cu unele, hai să zicem, excepții, dar nu intrăm în zona aceea, că sunt și excepții, da, și în cazul bărbaților și în cazul femeilor, dar cineva care își dorește, să spunem, integritate, stabilitate, siguranță și își face niște proiecte de viață, niște planuri de viață cu partenerul, e clar că a plecat la un drum asumat împreună cu celălalt și numai, să spunem, repetarea unor conflicte sau, cum spuneai tu, nesatisfacerea repetată a unor nevoi ar putea să ducă la ideea, prima dată apare gândul, la ideea că cineva ar putea fi mai bun sau mai potrivit sau mi-ar satisface mai bine nevoile decât o face cel sau cea de acasă. Ceea ce de multe ori este doar o iluzie, este fals. Să ai această impresie că există opțiuni în care tu te-ai descurca mai bine. Pentru că n-ai reușit nici în asta să te descurci. Și tu ai senzația că este despre celălalt, evitând să te uiți la tine să vezi ce este despre tine. Ori dacă sunt lucruri care sunt despre tine, tu le vei lua și le vei muta și în celălalt interacție. Deci tentația de a se repeta lucrurile astea este la fel de mare. Dar compararea întotdeauna cu alte opțiuni nu e treaba mea, e treaba ta, rezolvă, da? Pe mine nu mă interesează chestiile astea, că sunt chestii de femeie și așa mai departe, da? Asta nu face altceva decât să distrugă relația. Da? Și ai arăta celuilalt constant că pe tine nu te interesează nevoile lui. Că nu ești acolo. Uite, mă gândeam acum apropo de un tipar relațional disfuncțional. O femeie care critică în permanență. Și este tot timpul, nemulțumită și indiferent, să spunem, de cât se străduiește. Acum, bine, nu încercăm, că se poate întâmpla și invers. Nu suntem, Doamne ferește, misoginie. Doar un banal exemplu. Dar, de regulă, femeile sunt ceva mai critice decât bărbații. Și atunci, probabil că și așteptările lor sunt ceva mai mari și în momentul în care bărbatul nu face lucrurile așa cum le vede femeia, nu știu, dau niște exemple tot așa banale, invocate și de tine puțin mai devreme. Nu ai dat bine cu aspiratorul. Știu eu cum să dau. Uite, trebuie dat în toate colțurile. Sau ți-am zis să duci gunoiul sau uite, gunoiul ăsta a stat toată ziua, trebuie dus. Dar poate că în găleata de gunoi, da? Tu ai considerat că mai este loc să se mai pună. Nu duci gunoiul de 5 ori pe zi.
sau orice altă, orice altă sarcină task, orice altă sarcină casnică, administrativă, gospodărească. Și atunci s-ar putea ca femeia respectivă, pentru că ăsta este tiparul ei, să meargă în următoarea relație și să aibă probabil aceleași așteptări. Poate doar în cazul în care, poate doar în cazul în care dă peste unul care este nu neapărat obsedat, dar este wow cu curățenia, da? Și să, zic, să zicem că acolo ar fi o potriveală. Băi, am dat peste unul care, mamă, face curat, mai ce fac abia. S-ar putea să critique și asta și să considere că e prea mult. Că e prea mult. Dar uite, să-ți dau un model de, un exemplu de infidelitate, care nu angajează deloc sex. Este în interiorul relației. Pentru că mie acolo mi se pare cea mai mare infidelitate de obicei. Spre exemplu, o femeie are o nemulțumire și o exprimă. Da? O exprimă chiar și până la ultimatum. Iar bărbatul, în momentul în care pune în aplicare chestia asta, ia critică în continuare. Deci în loc să îi mulțumească, să-i spună ok, îți mulțumesc că ai fost atent și văd că ai încercat să faci ceea ce eu îmi doresc, ea devalorizează inclusiv asta, într-un fel sau alt. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că ăla, în loc să înregistreze faptul că el a fost responsiv, că el a fost prezent acolo, că el a făcut ceea ce iubita lui sau soția sau ce își dorea, da? El înregistrează că oricum nu contează. Și nu mai face. Adică zice, păi stau, dar eu m-am chinuit să fac o chestie, poate nu era o chestie pe care vreau eu să o fac, dar am făcut-o pentru binele relației și ea nici acum nu... Înseamnă că toată critica și toată nemulțumirea nu e despre asta. E despre altceva care nu ține de mine. Și atunci el va face un pas în spate din relație. Da? Că va spune, ok, da, niciun pic de apreciere îmi pare rău, dar nu pot să stau așa. Deci ar fi să ne uităm și la asta. Este infidelitate? Da, este infidelitate. De ce? Pentru că nu am fost în stare să îmi respect angajamentul lor în relație. Acela de a fi bine în relație. Și chiar în momentul în care am ajuns într-o situație, să-i spunem, problematică, nu am fost capabil sau capabilă, da, să văd că celălalt a pus în practică ceea ce îmi doream. Și să pot să-i spun un simplu mulțumesc. Mare e complicația asta cu un simplu mulțumesc și cu aprecierea în general. A, dar de ce? Ce? Acum trebuie să-i spun de fiecare dată că mulțumesc? Păi ce? Da? Dar e greu sau cum? Vezi, asta nu, da, mai, forme de ce? Mai întâlnești, uite, în interiorul. Exact. Mai întâlnești o altă situație. Mi-a venit acum în minte în timp ce te ascultam. Acel trebuie. Da? Dacă tu ca bărbat faci lucruri, da, nu știu, pui apă la flor, duci gunoiul, ștergi pe jos, bagi aspiratorul, poate că o aștepți de la servici seara și cu o mâncare făcută, poate și cu, cum ai zis tu, cu un pahar de vin sau de șampanie, da? Deci tu creezi climatul ok, bun. Și poate că te aștepți la puțină gratitudine, la puțină mulțumire, la puțină recunoștință, la un compliment, poate, bă, a fost mâncarea bună sau whatever, nu contează. E, dacă tu cumva aștepți și vezi că nu se întâmplă nimic și spui, păi, știi, uite, eu am, astăzi chiar am dus gunoiul, am pus apă la flori, am mai băgat aspiratorul și ea zice... Foarte bine, așa și trebuie. Adică, cumva acel trebuie, păi și cum adică, de ce ar trebui să-ți mulțumesc pentru sarcinile casnice? Sau vine ideea, dar ce mi-e mulțumește cineva? Păi nu, dar ar trebui să mulțumești pentru că altfel trebuia să le faci tu și te cocoșau. Exact. Și femeia va spune, dar unde scrie că toate trebuie să le fac eu? Sunt cazuri unde auzim această... Nici nu scrie, tocmai asta e ideea, de aia mă ofer să fac eu, nu știu. Da, uite, să-ți mai dau un exemplu de infidelitate, la fel. Tot în interiorul cuplului, că cele mai multe să știi că sunt în interiorul cuplului, nu în afară. Noi avem senzația că doar în afară se întâmplă, a venit una și l-a luat. Nu e adevărat, a plecat el, stai liniștit. Și nu dă prea bine, de obicei. Spre exemplu, el la începutul relației încearcă să ia niște inițiative. Nu știu, abar n-am. E inclusiv să găsească vacanțele, na, pe una banală așa, gen. Deși nu e deloc banală.
ea nu face altceva decât să-i taie chestia asta. Nu e bine, nu acolo, uite-te și tu cum arată hotelul ăla, e nasol, caută altul și așa mai departe, până când ăsta îi se ia de tot și nu mai, și spune ok, atunci caută-le, că văd că eu când le caut nu e ok. Și ea face chestia asta în mai multe zone. Știi unde e infidelitatea? Atunci când el încearcă să ia inițiativa, ea îi blochează inițiativa și după aia se plânge de el că nu e suficient de bun să ia inițiativa. Cred că ăsta e un mod, aș zice, pasiv-agresiv de a comunica. Deci asta poate fi considerată infidelitate în interiorul relației. Persoana respectivă își autodinamitează relația. Nu-i dă nicio șansă. Și o face cât se poate de conștient. Nu este nimic inconștient acolo. O face voită. Asta este o acțiune voită. Să-i distrugi celuilalt inițiativele constant. Pe orice zonă, pe orice domeniu, nu face altceva decât să distrugă relația ta. Și sunt multe persoane care fac asta. Ar fi să acceptăm faptul că nu toate persoanele își doresc să aibă relații bune. E o formă de masochism, poate exista așa ceva? E o formă de așa cum e. Nu mă pun să dau eu acum etichete. Dar ar fi să înțelegem faptul că nu toată lumea își dorește bine. E o realitate. Să nu mai idealizăm cu iubirea că toată lumea e capabilă să oferească sau să primească iubire. Nici asta nu e adevărat. Să nu mai idealizăm toate relațiile, că toată lumea vrea să aibă relații de calitate. Nu e adevărat. Ca să poți să ai o relație de calitate, în primul rând trebuie să ai un mindset de calitate. Să știi ce e aia. Și să știi că orice chestie pe care o scoți pe gură sau pe care o faci, poate să afecteze în rău sau în bine relația. Și contează ce alegi tu. Este cel mai greu exercițiu al vieții ăsta. Să poți să stai într-o relație și să alegi întotdeauna să fie bine. Cel mai greu. Și sunt foarte puțini care pot să-l ducă. Ca dovadă, iată, mai devreme, tocmai ce spuneam, sondaj așa rapid pe care l-am făcut, 40% din startare au cunoscut că nu țin cont. Da? Toți îți vor declara dintre aia 40% că își doresc să aibă relații bune. Absolut toți. Niciunul nu va spune, nu domnule, eu nu vreau. Ei își doresc să aibă relații bune, dar nu știu cum să o fac. Și în momentul în care stau doar în stare de automată de răspuns la stres, care înseamnă fight, da? De acolo s-a terminat. S-a terminat. Nu vor avea nicio șansă să păstreze o relație vreodată. Vor avea parte doar de măcel. De ce? Pentru că creierul care te ajută să și gândești în același timp nu funcționează. Nu funcționează. Creierul ăla rațional nu funcționează în starea de fight. Aia e. În momentul în care ne învățăm cum funcționăm, atunci putem să și înțelegem de ce trebuie să facem niște lucruri. Atunci când doar stăm așa pe clișee și pe idei de-astea din care circulă prin târg. Iată și de ce suntem noi astăzi aici, ca să venim cu niște sfaturi, ca să venim cu niște îndrumări, ne erijându-ne neapărat în atot știutori și a toate cunoscători. Sperăm să răspundem la întrebările celor care ne urmăresc și ale cititorilor. Dragii noștri, iată, ghidul căsniciei, îndrumări pentru cei căsătoriți sau aflați într-o relație, de Harriet Lerner, în colecția PAS în 2, în cadrul campaniei Arată-i că-ți pasă. Arată-i partenerului că îți pasă. A fost alături de noi Andrei Vulpescu, psiholog, autor, blogger de relații. Nu uitați să ne urmăriți pe canalul de YouTube, pe pagina oficială de Facebook Herald, unde găsiți toate materialele cu specialiștii noștri. Îi mulțumim foarte mult lui Andrei. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare, o zi cu înțelegere, comunicare și iubire și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!